v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrirepublica.md. Concert incendiar de hramul Chișinăului. Sute de petrecăreți s-au adunat aseară pe strada pietonală din centrul orașului pentru a marca cei 579 de ani ai capitalei. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de interpreți autohtoni, dar și de artista de peste Prut, Irina Loghin. Oamenii au cântat și s-au distrat până aproape din miezul nopții. Deputații se reunesc astăzi în prima ședință de plen din sesiunea de toamnă. Cu această ocazie, liderii fracțiunilor parlamentare și președintele Parlamentului Adrian Candu vor ține discursuri. De asemenea, premierul Valeriu Streleț va prezenta un raport despre situația social-economică din țară. Ședința deputaților va fi marcată de proteste de amploare anunțate anterior de socialiștii conduși de Igor Dodon, dar și de reprezentanții formațiunii Partidul Nostru. Manifestanții vor mărșălui de la Academia de Studii Economice până la Parlament. Autoritățile municipale consideră protestul ilegal și anunță că îi va acționa în judecată pe organizatori dacă vor bloca circulația rutieră. Guvernul vrea să întărească independența Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Totodată, Cabinetul de Ministri își dorește să limiteze imixtiunea sistemului judecătoresc în activitatea acestor două instituții. Un proiect de lege în acest sens va fi examinat astăzi în ședința legislativului. Turcia ar putea beneficia de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană în schimbul ajutorului acordat pentru criza refugiaților. Propunerea ar putea fi făcută astăzi la Ankara de către o delegație a Comisiei Europene. BBC notează că Uniunea Europeană îi va propune Turciei un plan de cooperare pentru a micșora fluxul de imigranți. Turcia găzduiește peste 2 milioane de refugiați, majoritatea dintre ei fiind sirieni. Nominalizările pentru ediția din acest an a premiilor American Music Awards au fost anunțate. Cântăreața pop Taylor Swift a primit cele mai multe, 6 la număr. Potrivit presei, ea ar putea obține trofeul pentru artistul anului. Alături de ea vor concura și britanicul Ed Sheeran, dar și canadianul The Weeknd. Gala premiilor American Music Awards va avea loc la Los Angeles în data de 22 noiembrie. Câștigătorii vor fi desemnați în baza voturilor fanilor. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață.